În perioada 15-22 octombrie, Teatrul George Ciprian desfășoară cea de-a noua ediție a Festivalului Săptămâna Teatrului Tânăr. Programul include o selecție variată de spectacole realizate de artiști tineri din întreaga țară. Ne-am propus și să aducem în sălile de teatru o nouă generație de spectatori. Așa că și anul acesta avem o selecție foarte bună, o selecție care cuprinde teatre din țară, așa cum am spus, și aș menționa de la Oradea, Teatrul Regina Maria de la Oradea, avem de la teatrul din Brăila, Maria Filoti, și de la Ploiești, Toma Caragiu. Selecția din acest an propune titluri clasice și contemporane în viziuni regizorale unice și distincte, atât pentru adulți cât și pentru copii. Săptămâna Teatrului Tânăr se va deschide sâmbătă 15 octombrie de la ora 19 cu spectacolul Chapter 2 de Neil Simon, regia Vlad Trifaș. Este absolut minunată, noua ediție începe să crească. Acest festival la care ținem foarte mult și pe care îl iubim. Eu vă sfătuiesc cu toată inima să veniți la teatru în general și la Festivalul Săptămâna Teatrului Tânăr în particular, pentru că vă asigur că nu vă vom dezamăgi. Spectacolele au o înaltă conduită artistică, echipele de creatori sunt absolut minunate și energia care reușește să creeze aici, la Teatrul George Ciprian, în sală, este una vindecătoare, cel puțin vindecătoare, într-o epocă a vitezei și a extra-tehnologizării și acestor lucruri care, deopotrivă, sunt bune, deopotrivă, mai puțin bune. Festivalul mai cuprinde spectacole pentru copii, expoziții fotografice și piese cunoscute puse în scenă, cum ar fi Vițelul de Aur, Omul care aduce ploaia sau Tartiuf. Ediția se va încheia cu un concert susținut de Alex Ștefănescu. Biletele pot fi achiziționate online pe site-ul teatrului sau la casa de bilete a Teatrului George Ciprian.